zic că când stai de vorbă cu ei, e put. Mă, da, pune și tu un nume. Cum mă întâlnesc mâine cu tine pe stradă? Și nu să te stric și eu, salut Vasile, salut Grigore, salut. Salut iepuri de castel. Gata, uite, fii atent. M-am dus să-mi iau scaunul, a scăzut. Am ajuns la ei, a început să crească. Stai acolo, stai acolo, stai acolo. Așa, Gigi. Mă, nu știu, așa am mai văzut că sunt persoane care spală iepuri, dar nu știu ce să zic, n-am făcut niciodată, îți dai seama. Ei se spală singuri. Hrănitorile nu, sunt făcute de un prieten, nu le-am făcut eu, să știi. Ia uite, mă, 322 de persoane în loc să se pună la culcare că mâine se duce la muncă, stă să se uite la iepuri. Bine, ăștia nu sunt gospodarii mei, că gospodarii deja sunt la somn la ora asta. Că mâine se duc pe câmp, au treabă. Ăștia sunt majoritatea tiktokarii care sunt pe pagină la ora asta. Da, știu. Păi da, n-ai ce să faci, că na, începe, călărește prin casă, face ca toate alea. He, țap, 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 țap. Hai cu țapul, hai cu țapul. Hai că mai am un pic și fac 50.000. Și îmi trimite TikTok cu 2 saci de porumb. Și că dacă depășesc de 50.000, îmi trimite și un sac de ors. Da, păi măsa se pune capră ca să intre pui și la mâncare și la apă. Întotdeauna mama lor se pune capră ca să ajungă la mâncare și la apă. Nu. Nu, că se spală ei destul de bine. Uite, mă, ce să facă și el la ora asta, în loc să se pună la culcare, da? Uite-l, mă, na. A început să mănânce cușca. Ia uite. Uite-l, mă. Stau la ora asta să alerg după el pe aici. Mihăilești de Giurgiu.